Săptămâna aceasta, la punctele de vaccinare s-au prezentat mai mulți slujitori ai bisericii din diferite zone ale țării cu scopul de a se vaccina împotriva COVID-19. Mitropolia Chișinăului și a întregii Moldove susține efortul medicilor care în aceste vremuri grele luptă pentru sănătatea fiecărui om. A făcut publice câteva imagini în acest sens. Îndemnăm toți slujitorii bisericii și enoriașii noștri care nu au reușit să se vaccineze să o facă, să nu se teamă de acest lucru, pentru că s-a demonstrat că datorită vaccinării s-a micșorat numărul de cazuri, să nu revenim iar la acele crize ale pandemiei peste care și biserica a trecut cu greutate. Binecuvântăm toți enoriașii care s-au vaccinat sau își propun să se vaccineze pentru a demonstra acele valori și principii ale bisericii. Prin intermediul vaccinării demonstrăm acea dragoste pentru apropiații noștri și nu indiferența, egoismul care se menține în unele cercuri ale societății noastre, a declarat protoiereul Vadim Cheibaș, secretarul Mitropoliei Moldovei, în cadrul maratonului vaccinării. În ultimele 7 zile, rata de vaccinare cu prima doză s-a dublat comparativ cu săptămâna trecută. În acest context, acoperirea vaccinală a ajuns la 12,7% și a atins pragul de 700.000 de doze administrate de la începutul campaniei de vaccinare. 2.000 de vaccinuri au fost oferite recent, drept ajutor umanitar din partea Patriarhiei Ruse, și sunt distribuite de către Mitropolia Chișinăului și a întregii Moldovei pe teritoriul Republicii Moldova.